Ministrul Educației Marian Pop nu scapă de Cătălina Bozianu. Deputatul i-a adresat acestuia oficial o serie de întrebări referitoare la situația de contări cheltuielor de transport tip navetă ale cadrelor didactice din județul Prahova. Nu de alta, dar am primit sesizări din partea mai multor dascăli că există discrepanțe mari între sumele de contate unor categorii în funcție de norma prestată. Dacă lucrurile stau așa, atunci această anomalie trebuie corectată de urgență. În fond, indiferent dacă predă o oră, 4 sau 8 ore, un învățător sau un profesor care locuiește în altă localitate parcurge până la școală același drum, a scris Cătălina Bozianu pe pagina sa de socializare, numindu-l totodată pe Marian Pop, ministrul dezastru al educației.